Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi vom vorbi foarte mult despre Elon Musk, da? Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, sau mă rog, când e cel mai bogat, când e pe locul 2 și așa mai departe, se tot bate cu Jeff Bezos. Dar se pare că ieri, da, ieri joi, a fost dat în judecată de către o persoană fizică denumită Keith Johnson și această persoană practic cere despăgubiri în valoare de 250 și 8 de miliarde de dolari. Îl acuză pe Elon Musk, dar nu a dat în judecată doar, nu l-a dat doar pe Elon Musk în judecată, da? A dat în judecată și două dintre companiile sale, anume Tesla, dar și SpaceX, pentru manipularea criptomonedei Doge, da? Deci criptomoneda proiectului Dogecoin, pentru a obține profit, expunere și distracție, spune cel care l-a dat în judecată pe Elon Musk și cele două companii. După cum știm, Elon Musk deține mai multe companii. Deține Tesla, deține SpaceX, deține Neuralink și mai deține și The Boring Company. Dar toată această avere pe care o are el la momentul actual, de undeva la 200 de miliarde de dolari, cam asta este averea estimată a lui Elon Musk la momentul actual, nu derivă din cash, nu derivă din numerari, bani băgați la bancă și așa mai departe. Derivă foarte mult din acțiunile pe care el le are, de exemplu, la Tesla sau la alte companii la care mai este acționar acesta. Deci, chiar și dacă această persoană, Keith Johnson, ar câștiga, da, în instanță, acest lucru ar fi imposibil, adică să-i plătească 258 de miliarde de dolari pagube. Acum este foarte improbabil ca această persoană, Keith Johnson, să câștige, pentru că este aproape imposibil să demonstrezi că Elon Musk a făcut profit, da, de pe urma faptului că manipulat, da, deci practic mai lăsa câte un tweet pe Twitter în anumite perioade, iar atunci, în funcție de cum era tenta acelui tweet, dacă era ceva pozitiv despre Doge sau dacă era ceva negativ, creștea sau scădea, da, pe termen scurt, criptomoneda Doge. Iar la acel moment, mă rog, la acel moment, în acele momente, pentru că au fost mai multe tweet-uri care au dus la pump-uri și dump-uri pe Doge, da, din partea lui Elon Musk, foarte mulți criptoinvestitori au pierdut bani. Au pierdut bani pentru că, nu știu, ori luau cu efect de levier, dar luau poziții de long, de short și așa mai departe, sperând că vor face milioane și așa mai departe. Și acum se pare că unii dintre aceștia doresc să îl dea în judecată și să obțină miliarde de pe urma acestui proces. Proces care foarte probabil se va soluționa cu un fail pentru acest Keith Johnson, dar nu va reuși niciodată să obțină 258 de miliarde de dolari pentru că nu poate dovedi cum Elon Musk a obținut profit, pentru că ar trebui să aibă acces la contul său de, nu știu, dacă are, mă rog, la contul său de Binance, de KuCoin, de nu știu, Bybit și așa mai departe, da, la aceste conturi ale lui Elon Musk, dacă are așa ceva, și abia acolo să vadă dacă în acea perioadă a făcut trading și așa mai departe, și ar trebui să dovedească în ce mod acele tweet-uri pe care le-a publicat Elon Musk a manipulat în mod direct prețul criptomonedei Doge. El spune că s-ar fi folosit de faima sa, da, de faima, Elon Musk s-ar fi folosit de faima sa și de acest titlu de cel mai bogat om al planetei la momentul actual pentru a face aceste pump-uri, da, aceste pump and dump, scheme de pump and dump, și spune el aici că ar fi pus la cale această schemă piramidală de pe Doge, da, prin aceste manipulări de pump and dump. Deci, la momentul actual, este o aberație, o aberație, cel puțin așa o văd eu, este o aberație, nu se poate ca o persoană să dea în judecată. Nu a dat doar o persoană fizică, Elon Musk, în judecată, a dat în judecată și Tesla, dar și SpaceX, două dintre cele mai importante companii ale lui Elon Musk. Acelea nu fuseseră implicate în această, să spunem așa, manipulare a prețului Doge, așadar, da,
Foarte interesant, dar e normal, e normal, suntem într-un bear market, oamenii au pierdut foarte mulți bani, dacă ne uităm pe Doge, Doge la momentul actual mai are o capitalizare de piață de 7,5 miliarde de dolari și un preț de doar 5 cenți, da? În trecut la all-time high l-am avut și pe la aproape 70 de cenți, deci o scădere de peste 10 ori, este normal, foarte multe persoane și-au pierdut bani, da? Dar și-au pierdut pe pielea lor, să spunem așa, pentru că nu te pune nimeni să bagi bani în Doge, nu te pune nimeni să bagi bani în meme coin-uri, în shitcoin-uri sau chiar și în Bitcoin, nu te pune nimeni să investești tu singur, intri pe contul tău de Binance, pe contul tău de FTX, pe contul tău de Crypto.com și așa mai departe, tu singur depui banii, tu singur cumperi criptomoneda respectivă și apoi o vinzi în pierdere și așa mai departe, nu te obligă nimeni. Și cam asta se întâmplă când avem bear market-uri, se întâmplă că foarte multe proiecte eșuează, că foarte multe persoane devin frustrate pentru că își pierd banii, da, neștiind cum să îi gestioneze și își pierd bani. Foarte important pentru că foarte multe persoane nu înțeleg că trebuie diversificat în momentul în care investești, nu poți să-ți bagi toți banii, de exemplu, în Doge doar pentru că ai văzut că Elon Musk susține acea criptomonedă, da? Ori bagi în mai multe criptomonede, da, pe partea asta, dar nu toți banii pe care i-ai de investit, ci doar o parte, apoi mai bagi și în acțiuni, mai bagi în obligațiuni dacă chiar ai foarte, foarte mulți bani de investit, mai bagi în imobiliare, acum depinde și procentajele, nu vei băga 90% în Doge și de restul ției acțiuni la Microsoft, da, pentru că ar fi o imbecilitate destul de mare, mă rog, acum depinde de fiecare persoană, dar asta se întâmplă în bear market, multe persoane devin frustrate pentru că au acumulat pierderi, dar este normal, cei care vor aștepta pe termen lung vor obține profit, desigur, acum depinde și în ce au investit, dacă au investit în Dogecoin, da, în Doge, criptomoneda proiectului Dogecoin, nu știu dacă își va mai reveni, totuși este o criptomonedă care se pare că a rezistat în timp, da, doar în ultimul bull market, totuși a căpătat o capitalizare de piață foarte mare, ne-am mai văzut până acum, de vreo 40, 50, 60, mă rog, foarte multe zeci de miliarde de dolari în bull market. Dar așa cum avem bull market-uri, avem și bear market-uri, dar iar în bear market-uri lumea pierde foarte, foarte mulți bani. Bun. Pe de altă parte, mai avem tot așa partea asta de Elon Musk, știm că el dorește și să cumpere Twitter, da? Compania Twitter și acesta recent într-o întâlnire cu angajații de la Twitter a confirmat faptul că ar dori să implementeze, dacă partea asta de cripto, plăți prin criptomonede, ar fi bună și pentru Twitter. Deci avem oarecum o confirmare că Elon Musk ar putea implementa plata prin criptomonede pe Twitter. Acum vom vedea pentru a cumpăra ce de pe Twitter mai exact, dar vom vedea. Poi, mai avem ultimul lucru pe care vreau să-l spun pe astăzi. Am avut în ultimele 24 de ore lichidări de peste 200 de milioane de dolari. Da, aici putem vedea 200 de milioane de dolari. Dacă ne ducem pe CoinGlass, putem vedea de fapt că sunt undeva la 210 milioane de dolari lichidați în ultimele 24 de ore. Cei care sunteți neexperimentați, da? Ar fi ok să nu începeți să luați poziții de long, de short, da? Pe Binance sau pe ce luați voi cu efect de levier mare. Efect de levier mare înseamnă ce? Peste 3, aș spune, pentru începători, da? Este foarte important să încercăm să rămânem pe spot, să cumpărăm doar cu banii pe care îi avem și să nu luăm poziții de long sau de short cu bani pe care nu îi avem prin acel efect de levier care ne este disponibil pe Binance și pe alte exchange-uri centralizate. Pentru că riscul de a ne pierde bani este foarte mare. În ultimele 3 zile cred că s-au totalizat undeva la lichidări de peste
2 miliarde sau aproape 2 miliarde de dolari, da? Deci foarte, foarte mulți criptoinvestitori au fost lichidați. Aici putem vedea că în ultimele 24 de ore au fost lichidați 80 de mii. În total, în aceste 3 zile, ultimele 3 zile, undeva la 500, peste 500 de mii de traderi au fost lichidați pentru că au luat poziții de long, de short, da, cu efect de revier foarte mare, sau au împrumutat bani de la diferite platforme. Deci apoi a urmat un margin call pentru că atinsese nivelul în cazul Bitcoin. Am văzut faptul că recent, da, recent când a urmat mi se pare miercuri când a fost, da, miercuri a fost acea conferință a FOMC, da, deci când Fed-ul a anunțat faptul că avem o majorare a ratei dobânzii de referință de cât era? De 0,75, da? La acel moment, desigur, am avut creșteri, putem vedea aici, am avut un mic pump de vreo 12%, cam pe aici, cam pe la această oră, da, ora 21 a României se anunța acea majorare de 0,75 puncte procentuale. Și am văzut această creștere de 12%, dar vă anunțam într-un video care a urmat la ziua următoare, joi, cam de dimineață, de ieri dimineață, că se va testa maxim, cel mai bun caz, această rezistență. Nici măcar n-am ajuns până la această rezistență. Vedeți, s-a testat rezistența recentă, recent formată în ultimele zile. Nici măcar n-am ajuns la rezistența istorică de la 27, 23.700, da? Iar acum ne-am întors din nou la prețul de 20.000, chiar 20.657 la momentul actual, da? Foarte mulți au fost lichidați în această perioadă, în ultimele 24 de ore. Bun. Cam asta e pe Bitcoin, cam asta se întâmplă la momentul actual. Într-un bear market este foarte greșit, mai ales dacă nu știi ce faci, să iei poziții de long pe diferite criptomonede. Bun. Deci, sper că acest video a fost util, sper că v-a plăcut, la revedere!